Call me, maybe, 99 minute, bună dimineața, iată, vine culinaria. Da. Brânza bună e ingredientul principal pentru o rețetă cu un mare gust. Rămâi aproape și îți povestim cum poți deveni un mare bucătar la tine acasă. Cu Delaco, mare brânză, mare gust. A venit culinaria. Iată-o. În dimineața asta avem, fraților, idei noi de sandvișuri, mai ales că urmează să intrăm și în post și multă lume nu mai mănâncă carne în perioada asta. Uh-huh. În schimb, cei mai relaxați continuă să bage brânză și vreau să vă propun și pentru copii, pentru la școală, niște sandvișuri cu cașcaval de sandviș de la prietenii noștri de la Delaco. Da. În care să nu mai fie carne, că oricum e bine să mai facem din când în când pauză. Și o variantă ar fi... Adică să nu fie doar sandvișul cu cașcaval, trebuie să mai punem ceva, că înainte puneam șuncă și gata. Pe asta zic. Am văzut că au apărut și la noi în ultima vreme, am tot găsit pe la supermarketuri, piadine italienești. Piadinele sunt un fel... Cum e lipia libaneză? Da. Sau tortilla aia spaniolă. Da. Așa e ca o clătită din făină, da? Subțire. Subțire. Și se găsesc pachete așa. Ce poți să faci tu cu această piadină? Fel de fel de lucruri. Frisbee. Da. Piadina e foarte bună să pui în ea diverse lucruri, după care să o pui la sandwich maker sau să o ții puțin în tigaie. Băi, să-mi iau sandwich maker sau nu? Te-ai nenorocit dacă m-am nenorocit, nu? Deci, da. Sandwich maker în combinație cu cașcavaluri de-astea de la Delaco. E nenorocit. Fie că e cașcaval de sandwich, emmental, mozzarella, gouda, e jale pe vale. Adică, n-ai, ceva mai bun nu există. Da. Și eu vreau să vă propun astăzi pentru piadinele astea pe care le puteți umple cu orice, legume la cuptor. Aha. Legume la cuptor, ca să mai scăpăm cum tot o țin langa azi cu carnea. Chiar am proiectul ăsta personal. La cuptor putem să punem morcov, putem să punem cartof dulce, putem să punem zucchini, ardei gras și obligatoriu, din punctul meu de vedere, ceapă verde. Și obligatoriu, din punctul meu de vedere, inele de ceapă roșie. Atunci nu mai punem ceapă verde. Da. Și astea se pun pe o foaie de hârtie, date la cuptor, în tavă. Stropite cu foarte puțin ulei, dacă puțin vrei. Sare, piper și se rumenesc, se... caramelizează așa, și au un gust extraordinar. După care, le scoți, le așterni pe piadină, care poate fi și lipie libaneză sau tortiada asta spaniolă, cum spuneam. Le găsiți la supermarket pe unele dintre ele obligatoriu. Da. Și nu în cele din urmă, poți să folosești și pâine franzelă, două felii de pâine. Da. Oarecare, da? Pui legumele astea și cât încă sunt calde, așterni câteva feliuțe de cașcaval de sandwich de Laco. Acoperi cu a doua felie de pâine sau cu piadina de care vorbeam, împăturești și o mai pui puțin la tigaie dacă n-ai un sandwich maker acasă. Într-o tigaie perfect uscată și doar încălzită la foc mic. Da? Cât să se rumenească puțin de tot lipia, piadina, pâinea, ce-o fi acolo. Asa după care... Mai pot. O altă variantă este cu ciuperci. Ciuperci trase la tigaie cu puțin mărar și foarte puțin ulei, dar trebuie să le lăsați până scade toată apa pe care o lasă ciupercile. Dacă ai răbdare cu ciuperci, când le tai feliuțe, lași niște feliuțe mai groase ca să aibă un pic de consistență, să simți ce mănânci. Da? Am văzut că unii le tai subțire, așa. Nu, frate, lasă-le mai zdravene. Sau cubulețe poți să le tai. Ca să fie și mai cărnoasă. Le tragi în tigaie cu foarte puțin ulei și ai răbdare. După ce scot apa, se rumenesc. Capăt o culoare auriu caramelizată. Sunt ca niște caramele, așa arată. Și sunt la fel, strâng toată aroma. Iar marea șmecherie cu ciumpercile pe care le... Ele, după ce le rumenești, lasă apa, se deshidratează acolo în tigaie. Și după aia când începi să pui arome, sosuri, diverse lucruri, ele se rehidratează în felul ăsta și trag aromele din jur. Și sunt ca niște bureți. Ca niște bureți comestibili, ca niște petarde de gust în gură în momentul în care faci așa, procedezi așa. Adică ciupercile nu trebuie fierte. Fierte, nu ai făcut nimic. Le rumenești, le deshidratezi practic în tigaie un pic și după aia începi să construiești în jurul lor gust. Poți să faci ceva și mai spectaculos dacă găsești
covrigi de aia pretzel, care nu se găsesc peste tot. Deci nu covrigul nostru obișnuit, covrigul ăla nemțesc, care e rotund. Da. Și cu mac, așa, da. Și împletit. Era să și covrigul ăla rotund și cu gaură în mijloc. Da. Are diametru mai mare decât covrigul nostru. Da. Și poți să-l, să-l înjumătățești pe lat, da? Și să faci un sandwich spectaculos cu el, în care să pui, de exemplu, ciupercile astea, să aștern câteva felii de cașcaval, de sandwich de laco. Mai există un tip de... Eventual câteva frunze de salat, așa, ca să fie mai spectaculos. Mai există un tip de chiflă cu gaură în mijloc, bagel. Bagelul, care da. Găsești... Acum, la noi nu prea se găsește asta. Însă șmecheria acolo este că, având gaura aia în mijloc, când muști, nu se împrăștie toate ingredientele, da, toate părțile. Da, urc pe tine prin gaură. Nu, e culmea, asta e paradoxal. Deși au gaură pe mijloc, nu se întâmplă asta. Iar ai zis, mă, țuchine? Ai zis țuchine? Țuchine? Ai zis ceva de genul ăsta? Țuchine? Da, ce cu ei? Ai zis? Da. Zucchine, nu țuchine. Dai, ce la faci? Da. De ce? Că dacă zici pizza, zucchine. Nu? Da, nu, în italiană, corect așa e, cu zu. Zucchine. Te-a prins iarăși. Da. Când vine vorba de bucătărie, nu e bine să fii zgârie brânză. La Culinaria ai avut o rețetă de mare inspirație, pregătită de Vlad, George și Luca, oferită de Delaco. Mare brânză, mare gust.